Ion Bârlădeanu, născut în Zăpodeni, Vaslui, pe 24 martie 1946, avea să ajungă un cunoscut artist plastic specializat în colaje pop art, însă la o vârstă care îi conferea o experiență tristă și dură de viață. Fire nonconformistă, care nu împărtășea ideile comuniste ale tatălui său și nici pe cele ale societății care l-a băgat în pușcărie, pentru că nu-i plăcea munca socialistă, Ion pleacă de acasă după majorat și trăiește greu, lucrând ca tăietor de stuf, dochier, pasnic sau gropar. După 1989 avea să se întrețină din activități de reciclare a deșeurilor și să trăiască într-o ghenă undeva în Calea Moșilor. Dorința de a desena și realiza colaje nu dispăruse pentru Ion în ciuda vieții pe care o ducea. Pasiunea sa pentru artele plastice se consolidase, de fapt, pe vremea celor 2 ani de studiu în cadrul Școlii de Arte Plastice. Celor curioși le prezenta cu drag realizările sale. Florin Pielciuc. Ale Delon, din Zoro. Dar aici corp a fost celul Cornel Patrici. Asta a fost Irina Petrescu, dar nu-i corpul ei. Deci dacă ar avea umbrică aici, ar trebui să aibă și aici. Deci am stăiat umăr, am scos-o pe și ăsta e Jean Constantin. Descoperit de Ovidiu Feneș, Ion Bârlădeanu este prezentat proprietarului de galerie Dan Popescu și astfel, la 62 de ani, artistul descoperit în ghiena din Calea Moșilor expune pentru prima oară lucrările sale preferate pe teme politice. Lui Bârlădeanu îi se pot apoi vedea expuse creațiile în 2009 la Basel și Londra, iar în 2010 la Paris. La una din expozițiile sale, moldoveanul din Zăpodeni a întâlnit-o pe Angelina Jolie, care a fost impresionată de viața și creația lui Ion Bârlădeanu. Artistul a constituit subiect pentru filmul realizat de Alexander Nanau cu titlul Lumea văzută de Ion B., film care, de asemenea, a fost văzut de actrița ce s-a întâlnit cu celebrul artist nelucrător între ale muncii socialiste.